Voi începe prin a spune că contral reglementărilor anterioare, în noul cod de procedură civilă se prevede că de regulă normele noului cod de procedură nu sunt de imediată aplicare, ci se vor aplica doar proceselor începute după data intrării în vigoare a noului cod de procedură civilă. Această dată se preconizează a fi 1 septembrie 2012. Ce aș putea spune în legătură cu această dată? Va exista o perioadă de tranziție în care atât instanțele cât și ceilalți practicieni care concură la realizarea justiției vor avea de participat la judecarea unor apeluri care vor fi tranșate din prisma unor proceduri diferite. De exemplu, un apel introdus înainte de modificarea codului de procedură civilă prin legea numărul 202/2010 privind unele măsuri de accelerare a proceselor se va judeca după dispozițiile vechi ale articolului 282 și următoarele din codul de procedură civilă. Un apel, o cerere introductivă introdusă după data modificării codului de procedură prin legea numărul 202/2010 se va judeca după normele procedurale, astfel cum au fost modificate prin legea menționată, iar o cerere introductivă, ajunsă evident în faza de atac a apelului, cerere introductivă introdusă după data intrării în vigoare a noului cod de procedură civilă, cum am spus, probabil 1 septembrie 2012, se va judeca potrivit noului cod de procedură civilă. Așa stând lucrurile, este posibil ca în cadrul aceleiași ședințe de judecată să existe 3 dosare aflate în stadiul procesual al apelului, cărora li se aplică reguli de procedură diferite. Așa că pot spune cu titlu de exemplu că deși prin noul cod de procedură civilă calea de atac a apelului sau termenul de apel s-a mărit și s-a făcut de 30 de zile, persoanele interesate să declare un apel împotriva unei hotărâri nu trebuie să aștepte să treacă termenul de 30 de zile dacă nu sunt sigure că acțiunea introductivă a fost introdusă după intrarea în vigoare a noului cod de procedură civilă. Că este posibil să aibă surpriza că introducând apelul în termenul de 30 de zile, acesta să fie respins ca tardiv, dat fiind faptul că potrivit codului de procedură civilă și anterior modificării prin legea 202 și ulterior acestei modificări, termenul de apel era de 15 zile. Și în legătură cu celelalte instituții ale apelului, inclusiv cu instituțiile cercetării sau judecății apelului, trebuie să observate aceste diferențe de tratament juridic. Așa că va fi necesar atât pentru judecători, cât și pentru avocați și pentru părți, va fi necesar să aibă o atenție mult mai mare. Este greu să mergi cu 3 proceduri în paralel, în aceeași ședință de judecată. Acestea fiind spuse, voi face o scurtă referire la expunerile de motive care preced legea numărul 134/2010 și legea de punere în aplicare a codului de procedură civilă. Precizez că legea de punere în aplicare a codului de procedură civilă a fost promulgată prin decret prezidențial și urmează să se publice în Monitorul Oficial în următoarele zile. Pe ecran veți vedea afișată forma codului de procedură civilă sau forma legii 134/2010, astfel cum a fost modificată prin legea de punere în aplicare. Ceea ce vedeți dumneavoastră cu roșu e modificare. De exemplu, încep așa, enumerare, înlocuiește termenul de enumerare, a regăsit la majoritatea articolelor în legea 134 pe care probabil că o aveți în față. Am convingerea sau oricum speranța că după promulgarea prin decret a legii de punere în aplicare nu se vor mai aduce modificări până la publicarea Monitorului Oficial. Dar sub această rezervă consider că aceasta va fi forma codului de procedură civilă și în această formă el este și renumerotat, astfel cum probabil se va publica în Monitorul Oficial. În expunerile de motive care preced cele două legi de care am făcut vorbire anterior, se arată, printre altele, că apelul va rămâne singura cale ordinară de atac
devolutivă care va supune judecății instanței de apel fondul litigiului de regulă. De asemenea, se face precizarea că recursul va rămâne singura cale extraordinară de atac, nu singura, va fi realmente o cale extraordinară de atac, în cadrul căreia va fi supusă examinării hotărârea primei instanțe sau instanței de apel din perspectiva regulilor de drept aplicabile. Chiar dacă noi constatăm că noul cod de procedură civilă aduce elemente de noutate, nu ne putem opri să nu observăm în primul rând că apelul a fost și înainte de legea 202 și după această lege o cale ordinară de atac și devolutivă și singura cale de acest fel. De asemenea, nu ne putem opri să observăm că recursul, care este reglementat actualmente în titlul 5 al cărții a doua a codului de procedură civilă, intitulat Căile extraordinare de atac, deci recursul, cum spuneam, a fost și este o cale extraordinară de atac. Dacă din această perspectivă puteau exista dubii până în anul 2000, când prin ordonanța de urgență a Guvernului 138/2000 s-au abrogat punctele 10 și 11 de la articolul 304, care mai permiteau criticarea hotărârii din perspectiva unor motive de temeinicie și din perspectiva modului în care au fost analizate probele, după anul 2000, calea de atac a recursului a fost eminamente o cale extraordinară de atac prin care se putea supune atenție instanței de control judiciar doar legalitatea hotărârii. Cu toate acestea, expunerile de motive menționate ne-au adus aminte de o replică a unui personaj dintr-un celebru roman. Este vorba de romanul Ghepardul al autorului italian Giuseppe Tomasi di Lampedusa, care spunea într-o discuție că trebuie ca totul să se schimbe pentru ca lucrurile să rămână cum sunt. Am spus acest aspect nu pentru a critica expunerile de motive, ci pentru a remarca faptul că aspectele de continuitate sunt mai importante decât aspectele de noutate și cred că ele ne vor ajuta să putem trece de perioada de tranziție, care presupune, printre altele, aplicarea concomitentă a mai multor reguli de procedură proceselor. Prezentarea noilor reglementări propun a fi începută cu arătarea instanțelor care vor fi competente să soluționeze litigiile în apel și cu prezentarea pe scurt a hotărârilor care vor putea fi atacate cu apel în noul cod de procedură civilă. Ca și până acum, revine elementul de continuitate, vor fi competente să soluționeze în apel tribunalele și curțile de apel. Judecătorile nu vor putea soluționa cauze în calea de atac a apelului, după cum în alta curte de casație și justiție nu va putea soluționa cauze în calea de atac a apelului. Tribunalele vor soluționa ca instanțe de apel apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate de către judecătorii în primă instanță. Este vorba de articolul 93 din noul cod de procedură civilă, iar curțile de apel vor soluționa ca instanțe de apel apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță de către tribunale. Ce deducem noi de aici? Că hotărârile pronunțate în primă instanță de către curțile de apel nu vor putea fi atacate cu apel. Deși, ceea ce este important și trebuie reținut, este faptul că regula este aceea că hotărârile pronunțate în primă instanță pot fi atacate cu apel. Deci, dacă judecătoria și tribunalul pronunță o hotărâre în primă instanță, regula este aceea că poate fi atacată cu apel. Hotărârile pronunțate în primă instanță de către curtea de apel vor fi atacate la înalta curte de casație și justiție cu recurs. Așa a fost și până acum, nu este nimic nou. Cu excepția arătată, sunt supuse apelului și hotărârile date în ultimă instanță, dacă potrivit legii, instanța nu putea să soluționeze cauza decât în primă instanță.
cazurile în care putea fi, în care un litigiu poate fi soluționat doar în primă instanță, sunt clar reliefate prin legea de punere în aplicare, care modifică formulările din articolele 92 și 93 și arată clar ce judecă judecătoria în primă instanță, ce judecă în ultimă instanță și ce judecă în alte cazuri prevăzute de lege. Hotărârile pronunțate în ultimă instanță nu sunt supuse apelului, chiar dacă în cuprinsul acestora se face mențiunea că ar fi fost pronunțate în primă instanță. Vă pot da cu titlul de exemplu cazurile în care judecătoria este competentă să soluționeze unele litigii în primă și ultimă instanță. Nu știu dacă aveți la îndemână textul, dar vă pot lectura din articolul 92 în forma modificată prin legea de punere, în aplicare, în care se arată că în primă și ultimă instanță, judecătoria judecă cererile privind creanțe, având ca obiect plata unei sume de bani de până la 2000 de lei inclusiv. A fost un exemplu pentru a se înțelege că în aceste cazuri nu este deschisă calea de atac a apelului. Împotriva încheierilor premergătoare nu se poate face apel decât odată cu fondul, afară de cazul în care legea dispune altfel. Așa a fost și până acum. Ce prevede ca noutate noul cod este faptul că măsurile de administrare judiciară nu pot face obiectul nici unei căi de atac. Este vorba de articolul 459 din noul cod de procedură civilă și prin urmare nu pot face nici obiectul apelului. Nu contează prin ce sunt dispuse aceste măsuri de administrare judiciară, prin hotărâre, prin încheiere, premergătoare, interlocutorie sau preparatorie, măsura de administrare judiciară nu poate face obiectul niciunei căi de atac. Și aici nu avem la 459 prevederea obișnuită dacă legea nu dispune altfel. Ce înseamnă măsuri de administrare judiciară? Chiar dacă excede un pic considerațiilor cu privire la calea de atac apelului, e important de știut. Nu pot fi atacate cu apel, de exemplu, rezoluțiile președintelui instanței de apel de repartizare a dosarului în sistem informatizat și de atribuirea acestuia unui anumit complet după repartizare aleatorie. Consider că nu poate face obiectul niciunei căi de atac tot din acest motiv măsura disjungerii, indiferent că este dispusă prin încheiere premergătoare sau prin hotărâre judecătorească, pentru că este o măsură de administrare judiciară. Am putea spune că au caracter de măsuri de administrare judiciară acele măsuri care nu afectează direct drepturile părților. Practica va stabili în fiecare caz dacă o anumită măsură este de administrare judiciară sau nu. Oricum, aceste dispoziții mai trebuie să înțelese și prin alte instituții care au fost înlăturate de noul cod sau aduse în plus. Printre altele, în noul cod de procedură civilă nu s-a păstrat prevederea conform căreia încheierile premergătoare pot fi atacate cu apel separat de fondul cauzei dacă prin acestea s-a întrerupt cursul judecății. Ori, este posibil ca printr-o măsură de administrare judiciară să se întrerupă cursul judecății și dacă părții nu îi se dă posibilitatea să o atace, să atace respectiva măsură cu nicio cale de atac, rămânem cu procesul întrerupt. Nu vorbesc de proces suspendat, ci întrerupt. Până acum aveam posibilitatea atacării respectivei încheieri pe motiv sau hotărâri pe motiv că întrerupe cursul judecății. Acum ce are partea la dispoziție? În opinia mea, după ce am făcut o primă lectură a noului cod de procedură civilă, am zis că pentru astfel de situații în care o măsură de administrare judiciară este dispusă printr-o hotărâre sau printr-o încheiere și se întrerupe cursul judecății ca urmare a acesteia, părțile au la dispoziție contestația privind tergiversarea procesului în măsura în care se încadrează în ipoteza prevăzută de dispoziția 515-519 din noul cod de procedură civilă. Această procedură cuprinde mai multe cazuri în care se pune problema nerespectării principiului soluționării procesului într-un termen rezonabil.
Nu intru în discuții de amănunt cu privire la această materie, pentru că s-ar putea să fi fost discutată în ziua anterioară. Parcă au fost subiecte cu această temă, după cum am văzut în agenda. O să punctez câteva aspecte de noutate în reglementarea unor instituții care vizează calea de atac a apelului. Nu voi relua teoria apelului, pentru că nu avem timp de așa ceva, și m-aș bucura dacă ați avea la îndemână cel puțin legea 134/2010, ca atunci când este cazul să puteți să vă uitați peste cod. Dacă nu, și aveți nelămuriri cu privire la cele ce vor fi spuse de mine, puteți să mă întrerupeți și voi încerca pe cât posibil să vă răspund. Primul aspect pe care trebuie să-l punctez, fiind vorba de apel, este acela că, în cazul hotărârilor de primă instanță, susceptibile de a fi atacate atât cu apel cât și cu recurs, părțile au posibilitatea de a conveni expres, prin declarație autentică, ca respectiva hotărâre să fie atacată direct cu recurs la instanța competentă să soluționeze calea de atac împotriva hotărârii care s-ar fi pronunțat în apel. Deci părțile, în condițiile prevăzute de lege, pot trece peste calea de atac a apelului, dar în anumite condiții. Această dispoziție a fost modificată prin legea de punere în aplicare și, pentru că nu aveți la îndemână, îmi permit să vă lecturez dispozițiile articolului 453 aliniat 2, pe care vi le și... Se poate lectura? Deci, în cazul hotărârilor susceptibile de apel, dacă acesta nu a fost exercitat, recursul este inadmisibil. Nu se poate declara o cale de atac omisomedio. Lucrurile astea sunt clare, existau și până acum, chiar dacă nu erau prevăzute expres, practica și doctrinale consacrate de mult timp. Cu toate acestea, o hotărâre susceptibilă de apel și de recurs poate fi atacată înăuntrul termenului de apel direct cu recurs la instanța care ar fi fost competentă să judece recursul împotriva hotărârii date în apel, dacă părțile consimt expres. Și acum puneți liniuțe, pentru că vin condițiile în care se pot aplica respectivele dispoziții legale. Deci, părțile să consimtă expres prin înscris autentic dat la notariat sau prin declarație verbală dată în fața instanței a cărei hotărâre se atacă și consemnată într-un proces verbal. Și în acest caz, recursul poate fi exercitat numai pentru încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept material. Deci doar ambele părți pot să facă o astfel de înțelegere. Înțelegerea trebuie să fie expresă. Înțelegerea trebuie să fie făcută cu privire la un recurs prin care se supune instanței de control judiciar cercetarea hotărârii de primă instanță prin perspectiva greșite aplicări a normelor de drept material. Altfel spus, dacă s-a pronunțat o hotărâre de primă instanță și s-a judecat în fond o acțiune, părțile nu se pot înțelege să sară peste calea de atac a apelului și să se judece direct în recurs atunci când criticile sau motivul de recurs este acela că prima instanță nu era competentă. Aceasta este semnificația faptului că recursul poate fi exercitat numai pentru încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept material. Actualul motiv de recurs regăsit în dispoziția 300.9 din Codul de Procedură Civilă. În legătură cu această instituție, mai trebuie precizat că dacă hotărârea nu era susceptibilă a fi atacată cu recurs, nu sunt aplicabile dispozițiile ar 453 aliniat 2. De asemenea, nu sunt aplicabile dispozițiile ar 453 aliniat 2 atunci când hotărârea primei instanțe se atacă direct cu recurs. Atunci nu mai există niciun motiv pentru a elimina apelul, că a fost eliminat de către legiuitor. Aceasta este o chestiune care
este de noutate absolută, aș spune, în reglementarea codului de procedură civilă. Mai departe, tot un element de noutate, dar care reia unele aspecte din materia achiesării din actuala reglementare, este și cea regăsită în dispoziția art. 461 alineatul 2 din codul de procedură civilă, potrivit cu care partea care a executat parțial hotărârea de primă instanță, deși aceasta nu era susceptibilă de executare provizorie, nu mai are dreptul de a face apel principal cu privire la dispozițiile executate. Ce condiții deducem din textul de lege respectiv? Prima condiție este aceea că partea care e nemulțumită nu mai are dreptul să facă apel principal, nu apel incident sau apel provocat. Explicația este simplă și opțiunea legiuitorului este corectă. De asemenea, este vorba de o executare parțială a unei hotărâri care nu era susceptibilă de executare provizorie. Părerea mea e că termenul folosit de legiuitor aici nu este strict corect. În loc de susceptibil, ar fi trebuit să se spună care nu este dată cu executare provizorie, pentru că de principiu instituția executării provizorii judecătorești, reglementată în dispozițiile art. 443 din nou Cod de Procedură Civilă, se aplică aproape tuturor hotărârilor. Deci, în principiu, o hotărâre care conține dispoziții susceptibile de a fi puse în executare silită, poate fi dată cu executare provizorie de către instanță în anumite condiții. Dar partea care a executat parțial o hotărâre de primă instanță care nu a fost dată cu executare provizorie nu mai poate face apel principal. Insist și reiau aceste aspecte pentru a înțelege condițiile în care se aplică elementele de noutate menționate. Dacă am executat parțial, eu pot să fac apel principal împotriva aspectelor referitoare la chestiunile neexecutate. De asemenea, pot face apel cu privire la dispozițiile hotărârii primei instanțe care nu sunt susceptibile de executare silită. Dacă hotărârea conține doar dispoziții susceptibile de a fi puse în executare silită și a fost executată în întregime de către o parte, atunci respectiva parte nu mai poate face apel principal. Sunt nelămuriri în legătură cu această nouă instituție? Dacă nu, trecem mai departe și vorbim despre elementul principal din noua reglementare și anume creșterea termenului înăuntru căruia hotărârile prime instanțe pot fi atacate cu apel. Codul de procedură s-a modificat în sensul ca calea de atac se va declara la instanța cărei hotărâre se atacă și tot ea va realiza comunicarea tuturor actelor. Da. Înțeleg aici că se va face un recurs cu sărirea căii de atac a apelului, dar la instanța de recurs. Deci voi depune cererea de recurs cu sărirea apelului împreună cu cealaltă parte, iar judecătorul probabil o va primi și va încheia acest proces verbal înăuntru termenului de apel. Deci este corect. Adică da, nu este corect. Este corect. Cererea se depune și în această ipoteză la instanța a cărei hotărâre se atacă. Cererea este primită de președintele respective instanțe sau judecătorul desemnat să o primească și există posibilitatea regularizării cererii, chiar a acestei cereri de recurs, însoțită evident de declarația autentificată, după cum voi arăta ulterior. Aspectele legate de regularizarea cererii care cuprinde calea de atac sunt antamate de către mine pentru că și ele constituie elemente de noutate și sunt elemente de noutate binevenite. Deci, o să, da. Instanța a cărei hotărâre de atacă, a cărei hotărâre se atacă. Ideea acestei instituții este aceea că instanța de apel e ocolită cu totul. Dacă sunt condițiile legii, nu se mai ajunge. Să zicem că hotărârea e pronunțată de judecătorie, părțile convin, poate fi atacată cu apel și cu recurs, părțile convin că vor să o atace doar cu recurs pentru motive de greșită interpretare a unui drum material.
se duce, după ce se regularizează și se împlinesc termenele pentru depunerea întâmpinării, etc., etc., se duce la curtea de apel. Da? Nu aveți pentru ce. Oricând mai sunt astfel de întrebări, cu cea mai mare plăcere. Și la sfârșit, oricum, am început mai devreme și mă bucur pentru acest lucru, pentru că materialul este destul de ofertant, sunt destul de multe lucruri de spus. Termenul de apel, am spus, este de 30 de zile și curge de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu dispune altfel. Termenul de motivare a apelului este de asemenea de 30 de zile, dar curge întotdeauna de la comunicarea hotărârii. Aici legea nu poate să dispună altfel, pentru că formularea motivelor de critică la adresa hotărârii atacate presupune că partea a luat cunoștință de hotărârea respectivă. Nu se aplică niciun principiu de echipolență, cum se aplică în cazul termenului de apel, în ceea ce privește termenul de motivare a apelului. Eu zic că sub acest aspect, în afară de faptul că de la 15 zile se trece la 30 de zile și se dă posibilitatea părții să aprecieze în primul rând dacă este cazul să atace hotărârea respectivă, nu sunt discuții importante de făcut. Totul este ca și până acum, în afară de faptul că termenul este mai mare. Consider binevenită această mărire a termenului, pentru că e greu de susținut că prin creșterea lui se tergiversează judecata procesului. Continuăm mai departe și vom începe expunerea unor aspecte care privesc faza premergătoare judecății apelului și formalismul care trebuie îndeplinit în legătură cu depunerea cererii de apel. O primă precizare care mi s-a părut mie important de punctat se referă la dispozițiile 464 aliniatul 1, teza ultimă, din noul cod de procedură civilă, în care se stipulează că dacă apelantul locuiește în străinătate, va arăta și domiciliul ales pentru comunicarea unde, pentru a-i se comunica toate actele de procedură din procesul respectiv. Este bine acest lucru pentru a nu se evita procedura cu străinătatea, mai ales dacă nu este vorba de o persoană care nu domiciliază în spațiul Uniunii Europene, unde avem proceduri mult mai rapide. Această prevedere, adică obligativitatea indicării în calea de atac a domiciliului ales pentru comunicarea actelor de procedură, nu se aplică persoanelor juridice. Adică o societate comercială din străinătate nu are obligația să își aleagă un domiciliu ales, un sediu ales, evident, pentru a fi comunicate toate actele de procedură. Aceasta este reglementarea. Personal, consider că nu există suficiente rațiuni pentru a stabili obligații diferite în sarcina apelanților în funcție de cum acestea sunt persoane fizice sau persoane juridice. Dar, din acest punct de vedere, fiind o chestie formală, nu avem altceva de făcut decât să luăm act de formularea din textul de lege. În noul cod de procedură civilă, spre deosebire de actualul cod, avem o prevedere cu privire la faptul că dovada achitării taxei de timbru trebuie făcută odată cu cererea de apel și cel mai târziu la primul termen de judecată la care partea a fost legal citată în apel. Deci dacă apelantul, odată cu depunerea cererii de apel, nu depune și taxa de timbru judiciar și nu aplică timbru judiciar, dacă acest aspect nu se rezolvă în cadrul procedurii de regularizare de care vom vorbi ulterior a cererii în fața instanței a cărei hotărâre se atacă, el va putea să depună în fața instanței de apel până la primul termen la care a fost legal citată. Nu la care au fost legal citate părțile, nu la prima zi de înfățișare și nu la alte termene. Exact, ați anticipat foarte bine ceea ce vroiam să spun, citesc de aici ca să... Nu e nicio întrerupere, exact asta am și notat.
În sensul celor arătate, trebuie avute în vedere și dispozițiile din legile speciale privitoare la taxele judiciare de timbru și taxele de timbru. Da? Aceste dispoziții sunt importante din perspectiva stabilirii unei obligații în sarcina instanței de a aduce la cunoștința oricărei părți, că este în primă instanță și depune cerere de cămară judecată, că este cale de atac, cuantumul taxei de timbru datorate, pentru a nu fi surprinsă. Pentru că partea, având și interesul să timbreze cu o sumă cât mai mică, va timbra parțial și va constata că suma achitată e mai mică decât cea stabilită de lege și va putea să fie expusă riscului de a fi anulată cererea. Deci taxele de timbru, cuantumul lor, trebuie să fie aduse la cunoștința părții dacă acest lucru nu s-a realizat până la momentul înregistrării dosarului la instanța de apel. Această dispoziție cu prima zi la care, primul termen la care partea a fost legal citată, este susceptibilă de discuții dacă ne raportăm la ordonanța privind ajutorul public judiciar. Pentru că i s-a adus la cunoștință prin prima citație să achite taxa de timbru și la primul termen în care procedura de citare cu el este legală, el vine în instanță și formulează o cerere de ajutor public judiciar, care trebuie judecată în Camera de Consiliu, potrivit Ordonanței 58/2008, sau 51, nici nu mai rețin exact. Împotriva încheierii date în Camera de Consiliu se poate face cerere de reexaminare, care iar se judecă. Încheierea dată cerere de ajutor public judiciar, indiferent de formă, scutire, eșalonare, reducere, trebuie comunicată. Așa că termenul până la care, limită până la care poate fi depusă taxa judiciară de timbru în apel, nu este chiar atât de peremptoriu, dar este bine că este menționat în noul cod, pentru că o normă poate induce anumite diligențe în conduita procesuală a părților și poate în acest mod nu vom mai avea foarte multe cereri de eșalonare sau scutire făcute de către persoanele juridice în baza legii 146/97. Că persoana juridică, știm cu toții, nu poate formula cerere de ajutor public judiciar. Deși în practică sunt multe societăți, vin și formulează cerere de ajutor public judiciar. Nu. Persoanele juridice au o procedură care se referă la ele, dar este în legea 146/1997, legea cadrului a taxelor judiciare de timbru, și este reglementată în articolul 18 din respectiva lege. Mai departe, cererea de apel se depune sub sancțiunea nulității la instanța a cărei hotărâre se atacă. Acest principiu îl regăsim și în privința căii de atac a recursului și trebuie reținut. Nu se depune, nu există cerere de apel greșit îndreptată, nu există instituții de genul celor din codul de procedură penală referitoare la plângerea prealabilă. Așa că exact asta urma să spun. Vă lecturez de aici. Mă bucur că rezonăm și că vin prin cele spuse în sprijinul interesului manifestat de dumneavoastră. Am zis așa. Această prevedere, conform căreia cererea se depune sub sancțiunea nulității la instanța a cărei hotărâre se atacă, va fi supusă analizei Curții Constituționale, care prin decizia numărul 737/2008, publicată în Monitorul Oficial numărul 562/2008, a admis critica de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 302 din Codul de Procedură Civilă relative la instanța la care se depune recursul și a constatat că dispozițiile articolului 302 sunt neconstituționale în partea care prevede sub sancțiunea nulității. Deci cu siguranță că noua prevedere din noul cod va fi supusă examinării Curții Constituționale, dar apreciez că ansamblul reglementării noului cod de procedură civilă face ca rațiunile avute în vedere de Curtea Constituțională la nivelul anului 2008 să nu mai fie valabile. Și sunt convins că și legiuitorul a înlăturat aspectele considerate de Curtea Constituțională în anul 2008
ca împiedicând calea, împiedicând liberul acces la justiție a părții prin instituirea unei sancțiuni atât de rezolute, de ferme, sub sancțiunea nulității, pentru că nu l-am depus unde trebuie. Cum a făcut? Prin instituirea, prin introducerea acestei proceduri a regularizării cererii de apel în fața instanței a cărei hotărâri se atacă. Și vă citesc din dispozițiile ar 465 aliniat 3, pe care vreau să le și vedeți. Aliniatul 3 e în forma modificată prin legea de punere în aplicare, e trecut cu roșu și dispune următoarele. În cazul în care cererea de apel nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege, președintele instanței sau persoana desemnată de acesta, care primește cererea de apel, va stabili lipsurile și va cere apelantului să completeze sau să modifice cererea de îndată, dacă este prezent și este posibil, virgulă, ori înscris, dacă apelul a fost trimis prin poștă, fax, poștă electronică sau curier. Punct și continuăm pe urmă cu ultima teză. Observați formularea? Ei va cere apelantului să completeze sau să modifice cererea de îndată dacă este prezent și posibil ori înscris. De îndată se contrapune verbului înscris. Pardon, adverbului, sunt două adverbe aici. De îndată și înscris. Și dacă se completează de îndată cererea, fiind prezent și fiind posibil acest lucru, completarea și modificarea se face tot înscris. Formularea textului lasă impresia că dacă completarea sau modificarea s-ar face de îndată, nu s-ar face înscris. Nu este riguros formulat textul de lege și nu răspunde exigențelor de elaborare a actelor normative. Sunteți de acord că nu este clar de îndată dacă este posibil, ori înscris dacă nu? Tot înscris se face. Atunci nu o face de îndată, dar tot înscris o face. Dacă poate, o face de îndată înscris, iar dacă nu o poate face de îndată, o face ulterior, dar tot înscris. Și de îndată și ulterior se face tot înscris. Dar acesta este un aspect de tehnică de redactare a normei, care am vrut să-l scot în evidență, nu pentru a fi critic, ci pentru a nu se înțelege că modificarea pe loc a cererii se poate face în alte forme decât înscris. Trecem mai departe. Și arătăm că, de principiu, completarea sau modificarea cererii se va putea face doar înăuntrul termenului de apel. Dacă președintele sau persoana desemnată de acesta apreciază că intervalul rămas până la expirarea termenului de apel nu este suficient, va acorda un termen scurt de cel mult 5 zile de la expirarea termenului de apel în care să se depună completarea sau modificarea cererii. În ipoteza în care partea e prezentă, dar nu știe să scrie și mai sunt 2-3 zile până la final, se prelungește cu cel mult 5 zile. Acesta, la fel ca și termenul de apel, este un termen de decădere. Este prelungirea această instituție pe care am regăsit-o anterior în materia recursului, este o instituție excepțională, adică este o excepție și trebuie interpretată strict. Nu poate să vină președintele instanței a cărei hotărâri se atacă să spună că prelungesc termenul cu 10 zile pe lângă cele 30 de apel, dar poate să spună că prelungesc cu 2 zile. Deci mai puțin este posibil, după cum rezultă din textul de lege respectiv. După ce s-a depus apelul și s-a completat sau modificat în condițiile arătate anterior, se comunică apelul către părțile din proces. În articolul 465, aliniatul 7, se dispune că președintele sau persoana desemnată de acesta, după îndeplinirea termenului de apel pentru toate părțile, precum și a termenelor pentru depunerea întâmpinării, respectiv a răspunsului la întâmpinare, va înainta instanței de apel dosarul, împreună cu apelurile făcute, întâmpinarea, răspunsul la întâmpinare și dovezile de comunicare a acestora. Ce înseamnă, sau ce deducem din această prevedere?
În fața instanței de apel, dosarul este trimis complet, cu tot ceea ce înseamnă apeluri, întâmpinări, răspunsuri la întâmpinare. În fața instanței de apel nu se mai pierde timp cu comunicarea motivelor de apel, comunicarea întâmpinărilor sau comunicarea răspunsurilor la întâmpinare. Se degrevează și din punct de vedere jurisdicțional instanța care soluționează calea de atac, pentru că aceste comunicări presupun niște cheltuieli. Partea cărei hotărâre se atacă are interesul să trimită dosarul cât mai complet în fața instanței de apel, pentru că el poate fi restituit dacă nu se respectă termenele arătate expres în textul de lege, vi-l arăt și dumneavoastră. Vedeți și articolul 5.6 în care spune termenul pentru depunerea întâmpinării, pentru depunerea răspunsului la întâmpinare. Aceste termene sunt clare, nu cred că necesită precizări suplimentare și nici nu are rost să insistăm asupra lor. Important este că persoana sau președintele, după împlinirea termenului de apel pentru toate părțile, precum și a termenului prevăzute la linia 5 și 6 de care am făcut vorbire, va înainta instanței de apel dosarul împreună cu apelurile făcute, întâmpinarea, răspunsul la întâmpinare și dovezile de comunicare a acestor acte potrivit alin 5 și alin 6. Mai precizăm că și apelul incident și apelul provocat se depun tot la instanța a cărei hotărâre se atacă, nu ca și până acum când veneau până la prima zi de înfățișare părțile cu un apel provocat. De regulă exista și, sau era instituția aderării la apel sub cele două forme, apel incident și apel provocat, și judecătorii erau surprinși când venea partea cu declarăm apel provocat. Trebuia să te pronunți asupra admisibilității, ca să nu pierzi un termen, lecturai în sală, dar nu puteai fi sigur că ce lecturezi în 20-30 de secunde e suficient pentru a pronunța. Și de obicei se pierdea un termen cu depunerea acestor apeluri provocate sau incidente în fața instanței de apel. În privința apelului provocat, trebuie să mai precizez că el se comunică și părții la care se referă. Cunoașteți instituția apelului provocat, este formulată împotriva unei părți care nu figurează în apelul principal pentru ipoteza în care intimatul apelant din apelul provocat va cădea în pretenții și prin acest apel urmărește să-și realizeze pretențiile în cadrul acestui proces împotriva intimatului care nu este vizat prin apelul principal. O să mergem mai departe, trecând de aspectele legate de cererea de apel, depunerea acesteia, regularizarea de care am făcut vorbire, și voi spune că în fața instanței de apel, primul termen de judecată va fi de cel mult 20 de zile de la data rezoluției de primire puse de președintele instanței de apel. Termenul este destul de scurt, dar vedem că în articolul la care se face această prevedere, se face trimitere la art. 196, aliniat 4 și 6. Articolele 4 și 6 din articolul 196 ale noului Cod de Procedură Civilă prevede posibilitatea prelungirii acestui termen până la 60 de zile. Această prevedere există doar urmare a modificării legii 134 prin legea de punere în aplicare. Deci primul termen de regulă nu va fi de 20 de zile, deși așa se prevede în cod, ci va putea fi până la 60 de zile. Dacă nu se va respecta termenul de 20 de zile și nici termenul de 60 de zile din considerente de infrastructură, timp fizic al judecătorilor, încărcătură, vacanță judecătorească, etc., etc., se pune întrebarea sancțiunii care intervine. Răspunsul este că nu intervine nicio sancțiune. În principiu, sunt termene de recomandare, dar partea căreia îi se refuză dreptul de a beneficia de acest termen de recomandare are posibilitatea formulării unei contestații privind tergiversarea procesului, contestație care se rezolvă, dar
chiar admiterea contestației nu va avea un efect imediat, pentru că până se soluționează contestația, întergiversarea procesului, probabil că deja se va și fi împlinit primul termen de judecată. Dar programele de soft vor fi setate în acest sens. 20 de zile de la punerea rezoluției, adică 20 de zile de la primire de regulă, coroborând programele de soft cu normarea volumului de lucru pe judecător, se va putea ajunge până la 60 de zile și cred eu că totuși excepționale vor fi cazurile în care acest termen nu va fi stabilit de la început. După ce s-a dat primul termen de judecată, vine dosarul la completul căruia a fost repartizat. Deocamdată legea de organizare judecătorească din perspectiva compunerii completului care judeca apelul nu a suferit nicio schimbare, deci apelurile vor fi judecate tot în complet de doi judecători. Și aceștia vor avea posibilitatea să procedeze la judecata apelului conform dispozițiilor din fața primei instanțe. Voi reveni asupra acestui aspect după ce voi vorbi despre soluțiile care se pronunță în apel și vom intra cât de cât în analiza regulilor privitoare la judecata cererii de apel, adică la judecata în fața primei instanțe, în măsura în care respectivele reguli nu sunt potrivnice celor reglementate în capitolul relativ la care de atacă apelului. Înainte de aceasta, vreau să vă lecturez dispozițiile ar 470 alin 3 relative la efectul devolutiv al apelului. Acest efect a existat și până acum, este clar că apelul este o cale devolutivă și vă arăt ce se stipulează în cod. Prin apel este posibil să nu se solicite judecata în fond sau rejudecarea, ci anularea hotărârii de primă instanță și respingerea ori anularea cererii de chemare în judecată ca urmare a invocării unei excepții sau trimiterea dosarului la instanța competentă. Nu cred că era important să se spună ce nu se poate solicita prin apel. Limitele apelului deduse din ceea ce s-a judecat în fața primei instanțe și ceea ce se critică prin cea de apel sunt clare, nu au existat discuții în doctrină și practică, nu cred că text, legiuitorul trebuie să arate explicit o chestie dedusă implicit din alte texte de lege, 474 cu soluție pronunțată în apel, așa că această prevedere este nela locului și nu e riguros juridic formulată. Prin apel este posibil să nu se solicite. Știm că este posibil, nu trebuia să ne spună nimeni. Cred că sunteți de acord cu această observație. Și am mai găsit, dacă vom avea timp, vom mai puncta, unele aspecte vis-a-vis de exprimare, de punerea unor virgule acolo unde nu este cazul sau de înlăturarea unor virgule acolo unde trebuiau să fie puse. Aspecte legate de topica exprimării, dar aceste aspecte sunt totuși secundare și doar în măsura în care vom avea timp vom insista asupra lor. Tot cu privire la dispozițiile relative la efectul devolutiv al apelului, găsim un aspect de noutate, adică o excepție de la ceea ce se cheamă că ceea ce este cunoscut în doctrină sub forma adagiului latin, tantum apelatum quantum devolutum, adică se devoluează atâta cât s-a apelat, o excepție de la acest principiu o regăsim în dispozițiile artă 471 alin 2, le aveți pe ecran. Devoluțiunea va opera cu privire la întreaga cauză atunci când apelul nu este limitat la anumite soluții din dispozitiv. Corect. Atunci se respectă principiul, nu e excepție, pentru că a atacat apelantul toată hotărârea. Adică apelează el, nu e excepție. Ori atunci când se tinde la anularea hotărârii judecătorești. Sau dacă obiectul litigiului este indivizibil. Când se tinde la anularea hotărârii judecătorești, pot să spun că este situația
în care se invocă necompetența instanței, primei instanțe, care a soluționat cauza în fond. Atunci el nu atacă soluția pe fond, are un singur motiv de apel și spune, domnule, nu a fost competentă instanța respectivă, devoluția este totală, deși el nu critică expres prin apel aspectele soluționate de prima instanță, admiterea acțiunii, admiterea în parte, respingerea. Da? Deci acest aspect duce la devoluția totală. Totdeauna când se tinde la anularea hotărârii și vom vedea când se tinde la anularea hotărârii, când vom analiza dispozițiile al 474, sunt multe situații cu privire la soluțiile care pot fi pronunțate de către instanța de apel. Dar elementul de noutate este în teza ultimă a aliniatului 2, conform cu care, sau dacă obiectul litigiului este indivizibil. Și am discutat cu colegii care ar fi semnificația acestei formulări. Cum stabilim că obiectul litigiului este indivizibil? Vă spun că am ajuns la concluzia că obiectul litigiului este indivizibil prin raportare la normele de drept substanțial din Codul Civil. Deci dacă avem nelămuriri, ne uităm la obligațiile divizibile și indivizibile, la divizibilitate, la indivizibilitate din nou Cod Civil, nu la noul Cod de Procedură Civilă. Aceasta rezultă și din faptul că în aliniatul 1 se spune că se face vorbire de aspectele procesuale, soluții dependente unele de altele. Deci, obiectul litigiului este indivizibil nu atunci când soluția din capătul accesoriu este dependentă de soluția din capătul principal. Aici avem dispozițiile cu privire la modul de soluționare a cererilor principale, incidente, accesorii, etc. și o chestie de procedură. Noi am considerat că obiectul litigiului este considerat a fi indivizibil doar prin aportare la normele de drept substanțial. Credem că asta va fi și orientarea practicii. Argumentele sunt suficiente în sprijinul celor arătate. În cadrul apelului regăsim, ca și până acum, reglementat principiul cunoscut în doctrină sub forma adagiului latin, non reformatio imperius, este reglementat în dispoziția 475, să vi le afișez, din noul Cod de Procedură Civilă. Titulatura articolului este neînrăutățirea situației în propria cale de atac. Este modificat articolul prin legea de punere de aplicare și dau o citire, îl vedeți și dumneavoastră, apelantului nu îi se poate crea în propria cale de atac o situație mai rea decât aceea din hotărârea atacată. Și aici vin elementele de noutate. În afară de cazul în care el consimte aceasta. Consimțirea trebuie să fie expresă. Expresă însemnând și în scris, prin calea de atac declarată cererea de apel, și în fața instanței care soluționează calea de atac, nu există termen până la care se poate consimți de către apelant că renunță la acest principiu. De asemenea, acest principiu poate fi înlăturat în cazurile în care legea prevede expres acest lucru. Vedem în aliniatul 2 a articolului 475 că motivele de ordine publică de drept procesual nu pot atrage înrăutățirea situației părții în propria cale de atac, în afară de cazurile în care legea prevede altfel. Comparând forma articolului 475 după legea de punere în aplicare cu forma articolului 475 regăsită în legea 134, prima oară am dat o interpretare greșită acestui ăsta și după ce am lecturat, mă uitam peste material, mi-am dat seama că m-am înșelat și prima dată am zis așa că motivele de ordine publică de drept procesual, paranteză am zis, nu cele de drept material, nu pot atrage înrăutățirea situației părții în propria cale de atac, în afară de cazurile în care legea prevede altfel. Corect până aici. Și am zis că înțelesul aliniatului ultim al articolului 475 este acela că motivele de ordine publică de drept procesual nu pot duce la înrăutățirea situației părții în propria cale de atac, chiar dacă partea consimte expres la această înrăutățire. Nu e aceasta interpretarea. Cred că interpretarea este următoarea.
Motivele de ordine publică de drept procesual, care sunt acestea? Necompetența, autoritatea de lucru judecat, invocate ca motive de ordine publică în calea de atac, pot înrăutăți, nu înrăutățesc de principiu prin voința legiuitorului calea de atac. Adică, dacă o persoană câștigă în fața primei instanțe acțiunea în pretenții, da? Și în calea de atac se invocă autoritatea de lucru judecat și face a câștiga, se admite în parte acțiunea, ca să dau o speță mai clară. Deci eu reclamant dau în judecată un părât și îi cer 5 lei. Mi se dau 5 lei prin 2,50 lei prin hotărârea primei instanțe și doar eu fac calea de atac împotriva respectivei hotărâri și intimatul din apel îmi invocă excepția autorității de lucru judecat, un motiv de ordine publică procesual. Da? În mod normal, pe actuala reglementare, ceea ce nu era tocmai corect sau echitabil, era legal, dar nu era just. Deci, în actuala reglementare, instanța de apel nu putea să admită apelul chiar dacă constata că exista autoritate de lucru judecat, pentru că ei se înrăutățea situația părții în propria ei cale de atac. Da? Acum, poate, tocmai prin faptul că s-a instituit această prevedere, vă lecturez și forma dinainte, cred că o aveți. Da. Eu am aici o scurtă întrebare, o nelămurire. Da. Se spune că apelantul poate să-și dea acordul, da, ca în apel să-i se înrăutățească situația. Care ar fi un astfel de interes din partea apelantului? De exemplu, invocarea unui motiv de ordine publică de drept material ar putea avea drept consecință anularea hotărârii primei instanțe și rejudecarea cauzei de către instanța de apel. Și el poate să-și dea acordul în acest sens. Și mă refer aici, pentru exemplificare, la dispozițiile din legile speciale în materia retrocedării. Legea 10/2001 și legile de această natură. În astfel de situații este posibil, legea 10 fiind normă de drept material, care conține și aspecte de ordine publică, partea care a făcut apel să își dea consimțământul să îi se agraveze situația în propria cale de atac, dar în ce sens? În sensul că va pierde ceea ce a câștigat prin hotărârea primei instanțe și nu va ști ce se va întâmpla urmarea anulării, în acest sens. Aceasta este interpretarea, dar trebuie reținut că excepțiile de la principiul non-reformatio imperii sunt de strictă interpretare. Nu se va putea înrăutăți situația în afara cauzelor prevăzute de lege, cazurilor prevăzute de lege sau când își dă el consimțământul expres. Și trebuie să analizate manifestările de voință ale părților, consecințele înrăutățirii propriei situații în care de atac, pentru a nu extinde excepția situațiilor la care nu se aplică și pentru a nu încălca acest principiu. Se pare că principiul prevăzut de articolul 475 nu mai este de ordine publică ca și până acum. Trebuie să observăm câteva aspecte, că este posibil să nu se fi pus în discuție autoritatea de lucru judecat. Unu, pentru că nu exista la momentul depunerii și discutării cererii în fața primei instanțe. Ele se vor discuta în calea de atac. Da? Doi, este posibil ca părțile să nu fi știut. Da? Nu toate excepțiile de ordine publică sau nu toate motivele de ordine publică pot fi invocate până la primul termen sau în condițiile arătate în fața judecății în prima instanță. Unele pentru că nu aveau părțile cunoștință de ele, iar altele pentru că au apărut după momentul respectiv. Dar, într-adevăr, noua reglementare este pozitivă din această perspectivă. Dacă puteai să invoci o necompetență până la primul termen în fața primei instanțe și n-ai invocat-o, ai decăzut din dreptul de a o invoca în calea de atac. Dar de asta și am spus că nu vor fi multe cazuri în care se va încălca acest principiu.
De-aia cred că nu are rost să insistăm mai mult asupra excepțiilor, ci e bine să trecem mai departe, că mai sunt alte aspecte de discutat. Cred că cel mai important aspect din perspectiva practicienilor se referă la soluțiile care pot fi pronunțate în apel. Soluțiile le regăsim în dispozițiile artă 474 din noul cod de procedură civilă. O să-l afișăm. Și vom începe așa. Instanța de apel poate păstra hotărârea atacată. Cum o poate păstra? Respinge apelul, anulează apelul, ori constată perimarea apelului. O iau didactic pentru a arăta că formularea din aliniatul 1 e defectuoasă din punct de vedere gramatical. Deci termenul apelul trebuia pus ori după respinge, ori după perimarea. Nu spui respinge, virgulă, anulează apelul, ori constată perimarea lui. Respinge apelul, îl anulează, ori îl constată perimat. Dar și mai corect ar fi fost, instanța va respinge, va anula, ori va constata perimarea apelului, fără să mai fie un apelul după anulat, un lui la sfârșit. Înțelegeți? Deci n-am înțeles de ce a fost nevoie de o exprimare alambicată, când lucrurile puteau fi redate mult mai simplu, cum sunt redate în actualul cod de procedură civilă, de altfel. Când se respinge apelul? Regula este că apelul este respins atunci când criticile aduse hotărârii primei instanțe sunt găsite neîntemeiate de către instanța de apel. De asemenea, apelul se respinge, și am dedus această interpretare din coroborarea articolului 474 cu dispozițiile 39 din noul cod de procedură civilă. Deci apelul se respinge și atunci când se constată lipsa calității procesuale active a apelantului, adică apelul a fost dictat de o persoană care n-a fost parte în fața prima instanță, de exemplu, sau lipsa de interes a apelantului în formularea căii de atac, adică declară apel partea care a câștigat procesul și nu este vorba de apelul împotriva considerentelor, despre care vom vorbi ulterior, că este o instituție nouă și interesantă. Deci, până la urmă, am dedus trei situații când se respinge apelul. Când criticile sunt nefondate, când este formulat de către o persoană fără calitate procesuală activă, adică de apelant, sau când este formulat de o persoană care nu are interesul să declare calea de atac. Da? Aceste trei variante mari și late. De ce le-am enumerat oarecum limitativ? Pentru că prin noua reglementare se extinde aria soluțiilor de anulare a apelului. Sunt chestii tehnice, dar nu cred că strică să le punctez. De exemplu, până acum, dacă se constata că apelul nu este introdus în termen, se respingea ca tardiv, deci aveam o soluție de respingere. Aceasta este reglementarea, inclusiv după legea 202/2010, și acestea sunt soluțiile care se dau în practică. După nou cod de procedură civilă, dacă avem în vedere dispozițiile din materia nulității și din materia termenelor la 169 noul cod de procedură până la 181 din noul cod de procedură civilă, constatăm că în cazul în care apelul nu a fost declarat în termen, el va fi anulat. Nu e mare diferență de efecte, ci e doar o diferență de formulare. E bine totuși să se știe ce cerem, pentru că legea leagă anumite efecte de ceea ce cere apelantul prin care de atac. Și ar fi neplăcut să cere o respingere și să se tindă la o anulare și să se constate de către instanța de apel că întrucât n-ai cerut anularea, nu mai poți obține trimiterea cauzei la altă instanță sau rejudecarea, etc., etc., vom vedea mai departe.
Anularea apelului se dispune atunci când nu sunt deplinite condițiile intrinseci sau extrinseci pentru exercitarea acestei căi de atac, mai puțin calitatea și interesul pe care, din interpretarea articolului 39 din noul Cod de Procedură Civilă, le-am introdus în partea de respingere a apelului. Ce fel de condiții extrinse, să începem cu astea? Condiția cu privire la timbraj. Dacă apelul nu este netimbrat, el va fi anulat, ca și până acum. Dacă apelul este tardiv introdus, el va fi anulat și nu respins ca tardiv. Dacă apelul este formulat împotriva unei hotărâri nesusceptibile de apel, el va fi anulat. Aici se vor pune în discuție aspectele regăsite în dispozițiile generale privitoare la căile de atac, în care se face vorbire despre indicarea greșită a căii de atac în dispozitivul hotărârii care se atacă și se introduc niște instituții noi. Așa că nu întotdeauna când se declară apel împotriva unei hotărâri susceptibile de atac doar cu recurs, se va pune problema anulării. Dar de principiu, împotriva unei hotărâri care nu poate fi atacată cu apel, dată în primă și ultimă instanță de către judecătorie, se va pronunța hotărârea de anulare a apelului, adică se menține hotărârea primei instanțe, că ce este caracteristic atunci când se respinge, se anulează sau se constată perimat apelul, este faptul că hotărârea primei instanțe rămâne în vigoare. Cu privire la perimare, precizez doar că termenul de perimare s-a redus la 6 luni, indiferent de materii. Binevenită unificarea acestui termen, dată fiind unificarea din dreptul substanțial, care nu mai face distinții de acest fel. Știți că în materie comercială era un termen de perimare, în materie civilă alt termen. Termenul de apel de perimare de 6 luni mi se pare rezonabil, ok, dă un impuls părții să fie atentă la modul în care își exercită drepturile procesuale. Bineînțeles, dacă perimarea sau nelucrarea este din culpa părții respective și nu era necesar ca instanța să facă un act din oficiu. Dar nu discutăm acum despre instituția perimării. Cu privire la situația în care hotărârea primei instanțe se păstrează, adică apelul se respinge, se anulează sau se constată perimat, nu găsesc necesare alte precizări. Trecem la situația în care apelul este admis. Articolul 474, alinea 2, zice așa. În caz de admitere apelului, ca să vi-l afișez pe tot, instanța poate anula ori, după caz, schimba în tot sau în parte hotărârea atacată. Chiar dacă nu rezultă expres și anularea poate fi în tot sau în parte, acest lucru ar fi reieșit cu certitudine dacă s-ar fi pus o virgulă după schimba și s-ar fi văzut că în tot sau în parte se referă și la anulare și la schimbare. Dar așa, din formulare cu ori după caz, deducem că în tot sau în parte se referă doar la schimbare și nu la anulare, dar nu este așa. Și nici nu avem cum să interpretăm în spiritul legii altfel decât în sensul că anularea poate să fie în parte sau în tot. Când se schimbă hotărârea primei instanțe în tot sau în parte, atunci când nu e caz de anulare a hotărârii primei instanțe, ci se constată pur și simplu că hotărârea primei instanțe este greșită din perspectiva situației de fapt reținute sau din perspectiva aplicării normelor de drept material. De exemplu, prima instanță admițând acțiunea pe motiv că există o recunoaștere de datorie și obligând la plata datoriei respective,
Iar instanța de apel, constatând că recunoașterea de datorie nu îmbrăca condițiile cerute de lege pentru a opera și în aceste condiții nu se putea face dovada debitului solicitat în actul introductivă, dar astea sunt exemple pur și simplu de școală. Schimbă în tot hotărârea și respinge acțiunea. Atunci se schimbă în tot sau în parte. Tot un caz de schimbare în tot sau în parte este și atunci când prima instanță a soluționat pe fond, iar instanța de apel, urmarea unui motiv de apel de ordine publică, cum ar fi lipsa calității procesuale active a reclamantului, judecând apelul, schimbă hotărârea primei instanțe în sensul că admite excepția lipsei calității procesuale active și respinge acțiunea ca fiind introdusă de o persoană fără calitate procesuală activă. Pentru a face așa, schimbă hotărârea în tot. Da? Schimbarea în parte e atunci când constată că doar o parte din pretențiile admise la prima instanță sunt întemeiate. Nu cred că are rost să mai dăm exemple, sunt evidente pentru toți practicienii. Când se anulează hotărârea instanței de apel? Precizez că ne aflăm în toate ipotezele în varianta admiterii apelului. Există o singură variantă în care se respinge apelul și se menține hotărârea primei instanțe, de care vom vorbi ulterior. Deci, admițând apelul, instanța va anula hotărârea atunci când, să vedem ce spune exact textul de lege, când constată că în mod greșit prima instanță a soluționat apelul fără a intra în judecata fondului, ori judecata s-a făcut în lipsa părții care nu a fost legal citată. Într-o astfel de situație, anulând hotărârea, va rejudeca fondul. Deci regula în caz de anulare, inclusiv pentru lipsă de procedură sau greșita nesoluționare a fondului de către prima instanță, este aceea a reținerii cauzei spre rejudecare în instanța de apel cu evocarea fondului, în apel. Da? Aceasta este o diferență față de actuala reglementare, care, de fapt nu de actuala reglementare, față de reglementarea anterioară legii 202/2010, care în caz de lipsă de procedură atrăgea automat desființarea cu trimitere sau anularea cu trimitere spre rejudecare la prima instanță. Noul cod de procedură civilă nu cunoaște instituția desființării și preia în acest fel reglementarea mai corectă introdusă prin legea privind unele măsuri de soluționare a procesului. Deci se anulează în cele două cazuri de care am făcut vorbire și sunt indicate în text, se anulează atunci când se constată că prima instanță a judecat cauza, deși nu era competentă să o soluționeze, iar necompetența a fost invocată în condițiile legii. Anulare, efectul care este? Trimiterea cauzei spre competentă judecată instanței competente sau alte instanțe de același grad din circunscripția aceleiași curți de apel, ori organului cu activități jurisdicționale competent. În situația în care se constată necompetența primei instanțe, mai este posibil lăși o soluție de anulare, dar nu cu trimitere, ci anulare cu respingere ca inadmisibilă a cererii, pe motiv că nici instanța, nici prima instanță, nici alte instanțe sau organe cu atribuții jurisdicționale nu sunt competente să soluționeze respectivul litigiu, competența nefiind de litigiu respectiv nefiind de competența instanțelor române. Și atunci instanța de apel, admițând apelul, anulând hotărârea atacată, va respinge cererea ca inadmisibilă. E un caz de anulare cu reținere pe motiv de necompetență, fără a se trimite la organul competent, întrucât acesta nu există în România. Așa. De asemenea, tot o hotărâre de anulare, dar de data aceasta cu reținere,
avem atunci când instanța de apel constată că ea era competentă să o soluționeze în primă instanță litigiu. Deci nu altă instanță sau alt organ, ci ea. Și atunci ce face? Admite apelul, anulează sentința și reține cauza spre judecată în fond. Ce înseamnă asta? Nu că va judeca în complet de doi judecători, ci va judeca instanța de apel, ca și grad de jurisdicție, dar în primă instanță, nu evocând fondul în apel, ci în primă instanță, de către un singur judecător, potrivit regulilor judecării cererilor în primă instanță. Cam astea ar fi variantele în care se dispune anularea hotărârii primei instanțe. Important este că instanța, anulând hotărârea, de regulă va judeca procesul. Când totuși, deși ar putea să judece, nu va judeca instanța de apel cauza în apel. Și avem aici dispozițiile codului care spun că soluția de trimitere a cauzei se impune și atunci când ambele părți cer acest lucru în mod expres prin întâmpinare, prin apel ori prin întâmpinare. Acest text este important și vi-l voi lectura pentru că se pune problema unei interpretări a lui. Să vi-l și afișez. Deci aliniatul 3, îl vedeți, e afișat. Aliniatul 3, teza a doua din articolul 474. Deci regula este că anulând reții spre judecare, să se câștige timp, să nu se mai facă trimiteri, oricum trimiterea se poate dispune o singură dată, asta e regulă inovatoare, e bună. Cu toate acestea, instanța de apel va anula hotărârea atacată și va trimite cauza spre rejudecare primei instanțe sau alte instanțe egale în grad cu aceasta, din aceeași circumscripție, în cazul în care părțile au solicitat în mod expres luarea acestei măsuri prin cererea de apel ori prin întâmpinare. Trimiterea spre judecare poate fi dispusă o singură dată în cursul procesului. Deci dacă ești la a doua situație de lipsă de procedură, în al doilea apel, nu mai există niciun consimțământ, oricât ar fi de expres și oricât ar fi de indicat în întâmpinare sau în cererea de apel. Ce doresc să vă supun reflecției este următorul aspect. Este necesar ca ambele părți să solicite trimiterea pentru ca instanța să o dispună, mai ales în ipoteza în care se pune problema anulării cu reținere sau trimitere pentru lipsă de procedură. Din formulare se pot deduce ambele interpretări. De ce? Pe de o parte, textul folosește sintagma în cazul în care părțile au solicitat, adică trebuie ca ambele părți să fi solicitat expres. Pe de altă parte, folosește sintagma prin cererea de apel ori întâmpinare, nu și prin întâmpinare. Această formulare este susceptibilă de două interpretări și atunci trebuie să mergem la alte criterii de interpretare. Interpretarea gramaticală nefiindu-ne suficientă. Și atunci am propus o interpretare a formelor anterioare a dispozițiilor legale, adică a formelor articolului echivalent aliniatului 3, articolul 298 din Codul de Procedură Civilă, introdus prin legea 202/2010. Este vorba de interpretarea istorică a actului normativ și vă lecturez, că poate nu-l aveți la îndemână.
o prevedere expresă, care nu o mai regăsim în noul cod, din articolul care se referea la situația în care prima instanță a judecat cauza în lipsa unei părți care nu a fost egal citată. Era vorba de aliniatul 1, teza ultima a articolului 297, care spune așa: de asemenea, instanța de apel va anula hotărârea atacată și va trimite cauza spre judecare o singură dată, prime instanțe sau alte instanțe egale în grad cu aceasta, din aceeași circumscripție, în cazul în care judecata în primă instanță s-a făcut în lipsa părții care nu a fost legal citată, iar partea a solicitat în mod expres luarea acestei măsuri prin cererea de apel. Deci, pe lipsă de procedură, actualmente, pe legea 202, partea care nu a fost legal citată poate să solicite expres să se anuleze și să se trimită, nu să se rețină. Instanța este obligată să facă anularea cu trimitere, o singură dată, evident, pe legea 202/2010. Menționez că tot în legea 202, în prima parte a aliniatului 297, se folosea sintagma: părțile pot solicita tot o singură dată în mod expres, prin întâmpinare ori prin apel, cum avem aici, trimiterea cauzei la prima instanță sau la o altă instanță de același grad, din aceeași circumscripție, etc., în cazul în care prima instanță în mod greșit nu a cercetat fondul procesului. Deci se făcea distinția în legea 202 între ipoteza în care anularea era ca urmare a faptului că prima instanță în mod greșit nu a cercetat fondul procesului și atunci doar ambele părți puteau solicita trimiterea o singură dată, iar în situația în care prima instanță a pronunțat o hotărâre susceptibilă de anulare pentru că partea nu a fost legal citată o parte, în această situație doar partea respectivă putea să ceară și era suficientă singura ei cerere. Această reglementare era oarecum logică și pornea de la principiul că partea care a fost legal citată nici nu ar fi avut interes să solicite trimiterea. În principiu nu ar fi avut interes. Acum, ce deducem din compararea formelor anterioare și din faptul că viitoarea formă, noul cod de procedură civilă, a înlăturat prevederea cu privire la posibilitatea părții care nu a fost legal citată să solicite trimiterea? Eu vă spun ce am dedus eu. Vom vedea dacă timpul confirmă sau nu. Deci am dedus că scopul legiuitorului, fac o paranteză, în ideea în care prin nou cod de procedură s-au preluat toate elementele considerate pozitive din legea 202/2010, deci doar în această idee, consider că chiar și în caz de lipsă de procedură cu o parte, pentru a se pronunța soluția de anulare cu trimitere spre judecare, evident o singură dată, este necesar ca ambele părți să solicite expres acest lucru. Este drept prin apel ori prin întâmpinare. Folosirea disjunctivului ori și nu a conjunctivului și nu cred că poate fi contrapusă semnificației ferme și clare a părțile pot solicita expres, deoarece forma disjunctivă ori este rezultatul faptului că nu întotdeauna se depune întâmpinare, nu ambele părți formulează apel. Evident că este posibil ca nu ambele părți să folosească întâmpinare. Și din această perspectivă am considerat că s-au folosit acolo ori și nu și. Din această perspectivă am considerat că a avut loc o înlăturare expresă a vechii forme a articolului 297, introdusă prin legea 202, și a rămas acea soluție atât pentru situația în care instanța în mod greșit nu a intrat în cercetarea fondului, cât și pentru ipoteza în care partea nu a fost legal citată. Se poate reproșa aceste interpretări faptul că, domnule, partea nu a fost legal citată, n-a știut de proces, trebuie să trimiți, răpești părții principiul
în ghilimele spun principiu, că nu e un principiu consacrat prin Constituție, triplui grad de jurisdicție, etc. N-aș insista mai mult. Dacă aveți altă părere, nu e nicio problemă. Vom vedea ce va zice practica. S-ar putea ca textul să fie modificat în timp. Știți când s-ar putea să existe critici cu privire la interpretarea pe care am propus-o? Atunci când se pune problema unei hotărâri care nu este susceptibilă de a fi atacată cu recurs și în situații în care părții îi se răpesc mijloacele procedurale oferite de lege pentru a-și apăra drepturile. Deci, în anumite situații s-ar putea să apară probleme, dar vom vedea ulterior ce va spune istoria, ce va spune practica. Ceea ce, o întrebare pe care am oferit-o este doar orientativă. Vedem și dacă în forma care se va publica în Monitor Oficial se va menține articolul 47 așa cum este afișat. Tot cu privire la soluțiile care se pot pronunța în apel și ne apropiem de final, voi vorbi despre situația nouă în care instanța de apel, admițând apelul, menține hotărârea atacată în ceea ce privește dispozitivul acestei hotărâri și schimbă considerentele hotărârii. Această instituție a atacării doar a considerentelor este introdusă prin nou cod, urmarea unei necesități învederate de-a lungul timpului atât de către doctrină cât și de către practică și consider că este binevenită. Nu în orice situație este posibil să fie atacate considerentele, ci doar atunci când prin acestea s-au dat dezlegări unor probleme de drept ce nu au legătură cu judecata acelui proces. Adică se vorbește în considerente despre alt film, alt litigiu, atunci e normal să fie înlăturat. Pentru că dispozitivul, care este singurul care poate fi pus în executare și potrivit actualei reglementări, trebuie să aibă un înțeles și înțelesul nu poate fi pe deplin lămurit dacă se face abstracție de motivare. Fac o paranteză. În propunerile Consiliului Superior al Magistraturii, propuneri închegate ca urmare a celor solicitate de către practicieni, magistrați, exista, printre altele, solicitarea de a se introduce în noul cod posibilitatea pronunțării hotărârii motivate. Dom'le, cât timp am pentru motivarea hotărârii? 30 de zile, da? Sau 60? Sau 100? Sau 15? Nu mă pune să dau minuta, să dau pronunțare și să motivez pe urmă hotărârea. Pentru că sunt 10 pronunțări într-o zi, te uiți pe dosar, poți greși. Dacă s-ar pronunța hotărârea motivată, cum se face în vasi majoritatea statelor din Uniunea Europeană, dar și din alte părți ale lumii, vă pot da cu titlul de exemplu Statele Unite, Elveția, Germania, nu știu cum e în statele din spațiul extracomunitar, ca să nu dau altă formulare, ai pronunțat hotărârea motivată. Noi avem această reminiscență a dreptului socialist care nu este deloc benefică. La un seminar cu judecători din Germania, ei se exprimau apreciativ, dar în ghilimele, la adresa judecătorilor români care au posibilitatea să pronunțe soluția și să o motiveze după aceea. E o ironie într-o astfel de asta, nu la adresa judecătorilor, ci adresa legiuitorului. Noi am cerut. Nu vă spun că se întâmplă să-ți dai seama că ai uitat să te pronunți asupra unui capăt de cere când motivezi. Dacă aș motiva hotărârea și aș da soluția motivată, aș pronunța-o după ce am motivat-o, eu cred că 10% din cazurile de desființare, zic generic, nu că ar mai exista această soluție, ar fi înlăturate. Cred că ar fi bine pentru întreg sistemul judiciar,
și pentru avocați, pentru că nu, și pentru parte, de fapt, nu pentru avocați. Partea are un termen pentru declararea apelului, un termen pentru motivare. E posibil să piardă termenul pentru motivare, deși l-a respectat pentru cel de declararea apelului și să fie sancționat într-un fel, că nu mai poate pune în discuție motive noi, etc., etc., se va judeca în apel doar cât s-a judecat în fond, etc. Ar trebui, dacă tot venim cu un cod nou, cu o nouă concepție, să se facă precizarea că hotărârea se pronunță și se dă motivată. Nu există un termen pentru pronunțare și altul pentru motivare. Ordinea firească este aceea a motivării și a pronunțării. Nu poți să pronunci și după aceea să motivezi. Vom vedea, cred că nu are să mai insistăm pe acest aspect. Voi mai arăta că, preluând modificările aduse prin legea 290, prin legea 202/2010, a fost înlăturată soluția de desființare a hotărârii atacate. Dacă am mai spus acest lucru, mă repet. Deci, ceea ce se întâmplă acum în cele mai multe cazuri, admite apelul, desființează soluția și trimite cauza pentru rejudecare la aceeași instanță sau pentru continuarea judecății, nu va mai exista ca și mod de formulare a dispozitivului. Hotărârile pronunțate în apel vor fi hotărâri definitive ca regulă, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege. Oricum, noul cod de procedură civilă nu mai cunoaște conceptul de hotărâri, noțiunea de hotărâre irevocabilă, este foarte bine. Am avut probleme la corelarea hotărârilor Curții Europene pentru Drepturile Omului cu sistemul procedural românesc. CEDO folosea noțiunea generală de definitiv, care era echivalentul hotărârii revocabile de la noi, etc., etc. Am avut și probleme cu caracterul de cale ordinară sau extraordinară de atac a recursului din perspectiva aspectelor ce pot fi examinate în respectiva cale de atac, etc. Acum există doar hotărâri definitive. Care sunt hotărârile definitive? Hotărârile pronunțate în primă instanță și neapelate sau hotărârile pronunțate în apel împotriva cărora nu se poate declara recurs. Există hotărâri, dar în cazurile anume prevăzute de lege, care sunt definitive doar în recurs. În aceste situații nu avem acea autoritate de lucru judecat parțială pe care o aveam acum în perioada în care hotărârea era definitivă, dar nu era irevocabilă. Și acum avem doar hotărâre definitivă sau hotărâre de primă instanță, hotărâre de apel. Dar vă spun, regula este că hotărârile în apel sunt definitive. Aceasta rezultă din dispozițiile 624, noul cod de procedură civilă. Cred că ați discutat despre titlul executorii ieri, așa că nu mai insist pe acest aspect. Dacă aveți întrebări, eu aș putea să mai discut despre apel și mai putem discuta. Dacă aveți întrebări, e mai bine să încercăm să le lămurim, bineînțeles cu codul în față și fără pretenția că am... Totuși, vreau să vă spun înainte că judecata în apel se face conform regulilor de judecată în primă instanță, în măsura în care aceste reguli nu sunt potrivnice celor stabilite la apel. Puține lucruri sunt potrivnice. Prin urmare, în apel, care o cale ordinară și devolutivă de atac, se va apela și la procedura administrativă de către avocați. Bineînțeles, în condițiile în care trebuie propuse probele. Și la procedura cercetării judecătorești în cadrul Camerei de Consiliu. Diferența dintre judecata în primă instanță, judecata în apel din perspectiva regulilor de judecată, poate consta pe de-o parte în aceea că etapa scrisă din fața primei instanțe este absorbită și preluată în apel în ceea ce se cheamă regularizarea cererii de apel. Și la primul termen de apel, judecătorul ce face? În primul rând, vede dacă este cazul să se pună în discuție necesitatea administrării altor probe. Sau dacă,
părțile au solicitat prin apel și prin întâmpinare administrarea unor alte probe, tot în condițiile cerute de lege. La modul în care este reglementată judecata în primă instanță, deși apelul este devolutiv, vor fi puține situațiile în care se vor administra probe noi în fața instanței de apel, ceea ce e un lucru bun. Pentru că dacă la primul termen care va fi stabilit prin calculator și aleatoriu, instanța de apel constată că e caz de a se administra altă probe, ori pe rolul activ, ori pentru că au solicitat părțile și au solicitat și în prima instanță și constată că în mod greșit s-au respins, atunci ce face? Trece la procedura cercetării procesului în Camera de Consiliu. Deși și în fața instanței de apel se va putea judeca în Camera de Consiliu în care se administrează probe noi. E bine de știut acest lucru, care presupune acordarea unui termen, discuții, inclusiv telefonice, cu părțile, etc., etc. Aici sunt multe elemente de noutate, nu știu dacă a fost vreo prelegere pe procedura judecății în primă instanță. După ce dacă nu e caz de administrare de probe noi, sau dacă în ședința publică, la primul termen, se discută și se respinge cererea de administrare a probelor noi, se dezbate fondul apelului sau apelurilor și se dă soluția, conform art. 474 Cod Procedură Civilă. Dacă se dă probe, urmează cercetarea în camera de, dacă se încumințează probe în camera de consiliu, după ce s-au administrat sau chiar administrat probele în fața instanței de apel, se acordă termen în ședință publică, evident, pentru dezbaterea fondului apelului, la fel cum se face în prima instanță pentru dezbaterea fondului cel de chemare în judecată. Și instanța deliberează, deliberarea după aceleași leguri. În apel este posibil să se ajungă la situația completului de divergență, cum se... Această prevedere cu privire la completul de divergență este inserată la reglementarea modului în care se redactează și se dă hotărârea judecătorească. Și dat fiind faptul că doar în apel există un număr par de judecători și este posibil să existe și în alta curte în anumite proceduri, dar de regulă nu există, există 3, 5 sau 9, dar nu știm cum va evolua reglementarea. Divergența apare doar la apel, completul de divergență, și asta presupune că în acea zi, când s-a evit divergența, completul de apel se întregește cu președintele sau judecător desemnat de către acesta, oricum judecător înscris pe lista de permanență, reiau dezbaterile în complet de divergență și se pronunță în acea zi. Se poate acorda un termen pentru reluarea dezbaterilor în divergență, totul decurge ca și până acum la completul de divergență, cu precizarea că în noul cod, lecturând eu normele de la completul de divergență, am constatat că nu mai este prevederea conform cu care opinia divergentă se motivează. Mi se pare greșită această omisiune, mai ales pentru că în cazul în care... Da. La sfârșit o să aveți posibilitatea să puneți întrebări dacă există unele nelămuriri. N-am depășit termenul care mi-a fost alocat sau până la două? Îmi cer scuze, deci cam asta ar fi fost cu... Apelul. Nu, sunt lucruri interesante și probabil că au mi-am dat seama, m-am uitat la și de aceasta. Nu, adică dacă sunt nelămuriri, puteți să puneți întrebări, fie acum, fie la sfârșit, sigur că da. Deci cam asta ar fi fost cu apelul. Nu v-am făcut o teorie a căii de atac a apelului, ci doar am încercat să punctez elementele de noutate. Cu siguranță că vor mai fi și alte elemente de noutate, nu le-am spus eu. Când va fi momentul de întrebări, veți putea să le adresați. Îmi cer scuze domnului Zilberstein pentru întârzierea provocată și rugămintea este că dacă vor fi întrebări să fie formulate după susținerea domnului Zilberstein. Vă mulțumesc!